Ambulatorul din satul Ciudeire, în Ostrojeniț, este punctul destinației din ziua de joi, 23 martie. În cadrul următoarei ediții emisiunii La noi în Bucovina, împreună cu doamna Carmelia Burla, medic șef al ambulatorului din satul Ciudei, deputat în Consiliul Raional Ostrojeniț, vom oglindi diferite întrebări și probleme referitoare la dezvoltarea medicinii de familie, acordarea ajutorului medical și deservirea populației de aici. Toate reformele care se fac acum, toate legile care sunt primite acum, decentralizarea în domeniul a medicinii, spune că finanțarea ar să fie pe baza a celor impozite care de acum oamenii le plătește. Adică controlul, consultația. Așadar, fiți alături de noi!